Andra Stoica, una dintre marile speranțe ale gimnasticii românești, participă la prima competiție de anvergură din carieră. Giurgiuveanca, legitimată la Dinamo, a fost convocată în lotul de junioare al României, prezent în aceste zile la Sofia pentru campionatul european de gimnastică artistică. Andra debutează miercuri seară alături de colegele sale Anda Butuc, Andreea Ciurusniuc, Andreea Iridon și Laura Jurca în concursul pe echipe. Tot miercuri sunt programate calificările pentru individual compus și aparate. Sportiva născută în Giurgiu va concura la trei aparate: bârnă, sărituri și sol. Competiția junior Juniorelor continuă vineri de la ora 15 cu finala la individual compus și duminică de la ora 9:30 cu finala pe aparate. Născută pe 27 august 2000, Andra Stoica este prima sportivă din Giurgiu inclusă în lotul olimpic al României. Considerată de specialiști drept una dintre cele mai valoroase gimnaste ale generației sale, Andra are șanse mari să participe în 2016 la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro.